Și foarte important, oameni buni, dar foarte important, o să discutăm după Florinel Coman despre subiectul Radunovici. Că mie mi se pare, cum să spun, o ușurință incredibilă cu care FCSB-ul o să renunțe. L-am auzit aseară și pe patronul FCSB-ului, pe domnul Becali, care spunea, da, domnule, probabil în vară îi dau drumul, mai are contract până în decembrie, o să-i dau drumul în vară, a venit, a mai discutat. Bun, ok, eu am înțeles că Gigi Becali nu-i fan. L-am simțit în toate discursurile lui, nu l-a laudat niciodată, știu eu, nu l-a scos în evidență niciodată, nu știu dacă a folosit cuvântul Radunovici în anul ăsta de 5 ori, cred că e mult de 5 ori, în declarațiile pe care le-a dat presei. Dar eu le spun atâta celor de la FCSB și lui Gigi, spun în felul următor, cum să dai cu atâta ușurință cel mai bun fundat stânga din România? Cel mai complet fundat stânga din România. Radunovici, după părerea mea, este printre puținii jucători care poate să joace la nivel ridicat, adică la nivel de cupe europene. Da? Bun, altă chestie, îl dai cu cine joci acolo? Că e greu în momentul de față să găsești fundaj lateral. E greu în general să găsești fotbaliști, da? Una peste alta. Dar totuși să renunți așa doar pentru că, nu știu, nu-ți place, nu-i pe gustul tău, nu știu, nu are freza care-ți convine sau, nu știu, chestii de genul ăsta sau poate el prea serios Radunovici sau are un stil care, nu știu, nu-i place patronului. Mi se pare exagerat. Cum tu renunți la cel mai bun fundaș stânga, deși mai are contract până în decembrie? Nu, tu trebuie să te lupți să-i prelungești contractul. Iar pe Radunovici l-am văzut aseară frustrat la interviuri. Este clar nemulțumit și se consideră nedreptățit. Iar eu chiar cred că este nedreptățit Radunovici. Va fi o mare pierdere, iar eu dacă aș fi vreo rivală de-a FCSB-ului, jur, știi cum aș sta la colț să-l iau pe Radunovici? Robert, Mihai, cu ochii închiși l-aș lua. Este cel mai complet jucător, cel mai complet fundat stânga din România și mai e ceva, se apără, știe să se și apere Radunovici. Nu doar că atacă. Și poți să-l iei liber. Îl arunci. Exact. Poți să-l iei liber. Bă, Mihai, îl arunci pe Radunovici? Bun, pe cine pui, îl arunci? Bine, mă, ok. Știi că dacă puneai întrebarea asta pe cine pui, lui Hagi, da? Îți răspundea, am unul mai bun. A. Adică, de exemplu, Hagi pregătește dacă vedem un jucător să aibă altul în loc. Așa. Aici la FCSB nu știu dacă au altul mai bun, vorba ta. Nici la nivelul lui n-au altul. Dacă ai altul mai bun. Deci ai cuvântul, îi spun așa lui Gigi pe care îl iau eu pe Radunovici. Eu punem bani pe cuvânt și luăm. Adi, te bași cu mine? A? Zii Cobra, fără glumă vorbesc. Bă, deci, luăm? Dacă pleacă liber, să ne, da, să sigur își găsește o echipă. Mai, auzi, eu îl iau pe Radunovici, da? Și n-ai bine, super. Cel mai bun fundat stânga, după părerea mea, din campionatul României, un jucător care FCSB-ul îi datorează enorm. Greșezi, Robert? Nu. Și n-ai ok. Dacă aveai ceva, nu știu, un jucător de 20 de ani, 21 de ani, zici că îi dai încredere, că domne, îl pui acolo, ăsta joacă, crește, îl vindem, da. Dar uite de câte ori s-a încercat când era discuția și cu Pantea și cu Racheta și cu domne, să vedem ușor Radunovici. Nu, Radunovici în momentul de față, în afară de faptul că e unul dintre cei mai constant jucători de la FCSB, în momentul de față eu nu văd cum ar putea fi înlocuit. Și nu mi-ai zis, Mihai, de Radunovici, ți se pare o pierdere mare dacă renunță FCSB-ul atât de ușor la el? Sigur că da. A? Sigur că da. Da? Sigur că da. Adică e o greșeală de strategie să renunți la unul ca Radunovici în condițiile actuale? Eu nu pot să-i fac strategia Stelei, dar eu dacă aș fi la Steaua, l-aș ține pe Radunovici. Uh-huh. Strategia Stelei eu nu pot să o fac. Uh-huh. Asta este gândirea lor. Poate au altul mai bun în vizor. N-avem păi și unde știi. E? Și unde? Că e ascuns. Unde? Păi nu ne-l spun nou. A, să vină în vară altul mai bun, ziceți. Asta da. Da. Mai tânăr, mai din alt campionat. Da. Sunteți siguri că nu vor să-i prelungească contractul? Păi a spus patronul aseară, că îi dă drumul, la vară îi dă drumul. Că eu n-am fost la televizor. Adică înțeleg că nici ție nu-ți vine să crezi. Poate nu s-au înțeles, cine știe, eu fi făcut vreo ofertă și nu s-au înțeles la bani. Sunt multe necunoscute în... Cobra, dar cum să așa cu atâta ușurință? Da, domne, ne vedem în vară și... M-auzi, Robert, aici e problema. Cum cu atâta ușurință să dai pe Radunovici? Bă, lupți pentru Radunovici! Auzi, dar tu gândește la ceva, a renunțat la jucători. E o chestie, dar nu în momentul ăsta poți să dai o declarație. Da, trebuia... Băiatul, în momentul de față, el
Are contract. Ai nevoie de toți. Așa, ai nevoie de toți și trebuie să fii mulțumit. Cum ai spus tu, ieri părea puțin nemulțumit și în timpul jocului. Dar nu stai puțin în ultimele trei meciuri să bate și să ceartă cu toată lumea. Nu, e clar, protestează, e nervos, e nervos, să vede oriceva. Tu te bazi la tu, vrei să câștigi și campionatul? Și ce ai spus tu, scuza-mă, ce ai spus, că nu e momentul să spui așa ceva despre propriul jucător? Bineînțeles, da, domnule, poți să pleci pe mai contract, eu vreau să mă bat la campionat, să câștig campionatul cu el, funda stânga. Și spui, hai și tu spui, bine, mă, ești dispensabil. Hai, da, nu că practic ăsta e mesajul. Da, nu, mesajul e, ești dispensabil. Și e titularul postului. Hai să ne, e titularul postului. Nu, nu că e titularul postului. N-are nimic FCSB acolo. Adică, hai, un pic de diplomație n-ar strica, dar până la urmă știi cum e. Patronul de la FCSB plătește. A zis patronul, înainte să înceapă postul, mai vreau să mai fac o aroganță. Auzi, dai seama la următorul meci sau peste două meciuri, Radu Novi să ia vreun roșu. Îți dai seama ce se întâmplă? Da. A fost ce? Pas, este acum, război. Da, exact. A? Știi ce începe Gigi, exact. Nu ce e la gura lui Gigi. Da. Deci, cum să spun, o greșeală de abordare în acest moment? Să vorbești așa totuși un jucător de bază? Acum când ești în play-off și ai 9 meciuri. Poate să zicem că mai sunt 2, poți să-i spui. Ești campion, băi, ne despărțim. Dar în momentul de față sunt 9 meciuri care, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni fundați stânga din campionat. Da. Și n-ai loc, n-ai ce să pui. Poate cel mai bun fundaș. N-ai ce să pui, uite, problema și cu Pantea. Din punctul meu de vedere, primul e Bancu. Da? Deci Bancu, da. Eu cred că Radunovi s-a fără de 3 ori mai bine ca Bancu. Și eu spun că Bancu ofensiv e de 3 ori mai bun. Păi da, dar tu vrei în primul rând un fundaș. Ca să câștigi campionatul trebuie să pleci de la siguranța aia defensivă. Acum să nu îți spun eu o întrebare. Da. Crezi că Bancu ar merge la Steaua? Pe jocul Stelei? Mai să împingă mai ofensiv. FCSB-ul mai cred că ar fi jocul. O mare gaură tot timpul în spatele lui și dacă găsesc o echipă cum a fost Farul în Giulești, cu un Hagi sclipitor, cred că suferi rău de tot. FCSB-ul suferă defensiv. De-abia aștept să-l văd pe Luis Munteanu cu apărarea FCSB-ului peste 2 săptămâni. De-abia aștept. Bun, hai să vedem. Poate-l mușcă Pantera de ochi. Da, gleznă. Păi Bancu, dacă ar juca la FCSB, ar aduce un plus enorm în faza de atac. În primul rând, pasele care le dă. Păi și golul care îl dă, mă, Bayram acum este... E șutul lui și respingerea portarului. Bă, dar tu ai văzut și da, tu. Cu exteriorul. Cu exterior să ducă portarul. Stai, mă, Niță. Nu e fotbal. Stai, mă, nu de pomană capitanul echipei. E fotbalist despre fotbalist, ce fotbalist, fotbalist, Bancu. Ce să mai vorbim? Bun, hai să vedem dar ce... Dar altă e treaba. Că dacă ar fi Bancu acolo și a spus că s-ar aventura în atac, care ai spus? Tu ai spus? Da. S-ar aventura în Dragă. Nu e o aventură să te duci în Dragă. Eu păi știu nu, să stai, cine să te dublează? Cine te dublează? Acolo poți să-l cobor pe Lisandru. Cine păi te dublează? Să-l cobor pe Lisandru. Păi da. E groasă. Nu, sau e groasă. Poate să te dubleze Lisandru. Gândește-te la asta. Cine te dublează? Asta spun, că nu cred că Alexandru l-ar supini așa, prin inteligență, ca da, exact. Adică, Mihai, spațiu. În concluzie, de-aia stă perfect Radunovici unde stă în momentul de față. Păi, nu? Mihai? Radunovici în momentul de față, cred că diminuează 25% din greșelile lui Daua, pentru că n-ajung mingile la el datorită lui Radunovici. Din partea dreaptă, dă posibilitatea să ajungă direct pe Daua foarte, foarte, de foarte puțină ori. Analiza directorului tehnic, ochiometrul. Ochiometric, nu este logica fotbalului. Că dacă ai unul în stânga ta care e debil și ajung la tine de 25 de ori mai mult, cu 25% mai mult decât ajung în mod normal, s-a terminat. Greșești. Ce bună e Pastramaia, ți s-a dus, ia uite-te ce vână ești, da?